Să înțeleg că ai tras cu urechea. Nu, dar știu că a fost aici. Ce părere aveți voi, mă? Că dacă v-am primit în orașul nostru să faceți armata, acum puteți să vă dați la femeile noastre? Deocamdată văd că tu te dai la mine. Băi, fii atent că am făcut 3 ani de box la junior. Dacă mă enervez, se umplu de sânge pe ei. Ai grijă cum vorbești cu militar în uniformă, s-ar putea să încurci. Eu ți-am spus-o cu frumosul ca de la om la om, dar văd că nu înțelegi. Poate vrei să ai de-a face cu patrula. Poate vrei să-l pe frații meu care calasis. O să curgă sânge, să știi. Poate vrei bătaie. Ți-am spus-o cu frumosul. Ce mă vrei bătaie? Băi, fii asem. Bătaie? Dacă dai, îți par ochelarii, chisoi și măzii de nenorocit! Cine ești tu, mă, stătelește, mama? Cine ești, da? Dar cine ești, mă, să te dai, mare, zi? Las că vezi tu cine se... Ne! De ce dai, bă? De ce dai? De ce dai, bă, zi? Ce le-a dat, mă, eu? Tu ai vrut să dai! De ce dai, bă, zi? Poate mă enervezi. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce foutu de pays? Vous avez une explication pour ça, monsieur Gigi? Vous êtes toujours les vieilles coutumes roumaines. Ariane, Ariane, restons calmes, Ariane, restons calmes. Je suis très calme. Et je me pose une question simple et je demande une réponse simple. Comment un truc pareil a-t-il pu arriver? Mais gura, comment se fait que Vichy peut progresser, nous vedeți? Am și eu o mică întrebare, domnul Gigi. De ce n-am plecat cu avionul aut? Vrei să iei avionul, tanții? Nici o problemă, dragă! Cobor din autobuz și iei avionul! Oprește-mă, că vrea cineva să coboare! Retrag ce-am spus. Hai, mână înainte, că s-a rezolvat! Hai, mă, domnul! These brigands, let them dare! I'll get to Naples whatever happens! When they see these, they'll understand! Voilà un bel échantillon d'héroïsme britannique! Je connais cette espèce! Dès qu'ils ont bu un verre de trou, ils commencent à tirer en l'air! Qu'attendez-vous d'une civilisation qui se saoule à la bière? Impossible de cultiver une ivresse raffinée quand on est obligé d'aller pisser tous les quarts d'heure. C'est peut-être pour cela que la seule musique qu'on écoute là-bas, c'est la pluie. Were you talking about me, gentlemen? Hey, gata! Primul care respiră, iau bob în tribut! Păi ce? Ce e aici? Ne bate în joc de școală? Toată lumea scrie corbunele! Apropo, pe matale, cine te-a aranjat așa? Nimeni. Nu, că dacă te-a aranjat unul și ai boală pe el, ce-l face mie? Poate prind pe vreunul că încearcă să copieze. Să trăiți. Sunt majorul Bujor. Batalioanele 1, 2 și 3 din Regimentul 9 Infanterie, Divizia 1, au fost mobilizate pentru un exercițiu de simulare a asediului de la Vidin. Înțeleg că dumneavoastră sunteți cu firmarea. Da. Au venit toți soldații? Toți. De la 4 din Zori. Foarte bine. Vreo problemă cu uniformele? Nu, domnule. Am aplicat întocmai ordinele generalului Brădescu. Pe cei ruși au îmbrăcat în Turcia, cei prezentabili poartă uniformele noastre. Berkovich, Alice, you're under arrest. Hey! Hey! You idiot! You just ruined the scene. But she struggled. Not, it was perfect. It's very realistic, I thought. Communist police officers do not use violence the way capitalist policemen do. What will people think? Stop resisting. Hmm? Just give in. Scene 3, take 2. Berkovich, Alice, you're under arrest. Really? What a surprise. Just a moment, I'll go get dressed and then I'll follow your comrades wherever you want. Clădirea are și o istorie foarte sexy. Au avut loc aici două sinucideri pasionale celebre, una în anii 40, alta în anii 50. Un dansator de tango care s-a aruncat de pe acoperiș. Și oamenii au început să simtă când o casă spune povești.